pentru mulțumesc pentru propunere, mulțumesc doamna primar, dar eu refuz. Dar tot trebuie să faci. Noi trebuie să supunem votului, domnul Vasile. Dar ce mai bine e, domnul Dobrovățca, haideți dumneavoastră. A fost domnul Dobrovățca, uitați, atâția ani să vină de la mântărea placu președinte. Cum adice? Haideți, supunem în ordinea în care au fost făcute. Da. Vă rog, cine este de acord că domnul consilier Trifuraș Vasile să fie președintele de ședință? Vă rog, mâna sus. În unanimitate, domnul Vasilică, vă rugăm pe toți să preluați destinul conducerii ședinței. Puteți spune să mă unanimitate, că eu n-am ridicat mâna. Uitați, aia e. N-ai pas cu mâna, dar ești propus, de asta n-am spus. Vă rugăm. Acum ați declarat dumneavoastră, prezența este... Da, îl așteptăm pe domnul Sava Cătălina. Da, înseamnă că este... Bănuiesc că procesul verbal a fost de fiecare și cunoscut. Pentru început, supun la vot aprobarea procesului verbal la ședința din 27.9.2018. Cine este pentru aprobarea și... Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate, s-a aprobat procesul verbal. Ordinea de zi la ședința din 25.10.2018. Voi da citire. Sunt 10 puncte plus diverse. Punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind actualizarea statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Poziu, cât și alte funcții din cadrul administrației publice locale, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea compartimentului de servire al Comunei Podr prin achiziționarea unui buldo-excavator, inițiator, primar Aldo Diana Narcisa. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem al Comunei Podr, general Nicolae Șova, inițiator, primar Aldo Diana Narcisa. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, doamnei Mihalache, Eugenia Aneza, cine-i persoana? Inițiator primar Alba Diana Narcisa. Vom vedea. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 13/10/7/2000 privind însușirea inventarului domeniul public al Comunei Poduri, atestat prin hotărârea de guvern 1347/2001, publicată în monitorul oficial 305 bis pe 2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și analiza cost-beneficiu pentru proiectul eficientizarea consumului de energie termică prin folosirea energiei geotermale la clădiri publice din Comuna Podul, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Comunei Podul, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Proiect de hotărâre. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 de lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun, precum și organizarea sărbătorilor de iarnă în anul 2018.
inițiator primar Audiana Narcisa. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale dedicate comemorării general Nicolae Șova și a centenarului Marii Unii, inițiator primar Audiana Narcisa. Și, în sfârșit, punctul 11, divers. Aș ruga, domnul președinte, dacă îmi permiteți, ca la ordinea de zi să prindem și proiectul care a fost dezbătut azi, astăzi în Comisia de Învățământ, Sănătate și așa mai departe, cam lung titulatura comisiei, proiect intitulat Să păstrăm ce mai avem. Mă iertați că intervin, ședința precedentă, eu am dat titlul doamnei secretare și am rugat-o să fie pus în ordinea de zi de astăzi. Văd că s-a omis. Acum, dacă se poate trece. Acum, acest proiect vizează dezvoltarea relațiilor comunitare la nivel local, durata proiectului noiembrie 2018-noiembrie 2019, pe durata unui an. Și avem foarte multe lucruri de dezbătut. În câteva cuvinte o să intervin mai târziu. Supun la vot ceea ce a prezentat domnul președinte, dacă sunteți de acord, cine este pentru, pentru acest proiect, dacă spunem ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Nu. În unanimitate, s-a apărut. Dăm cuvântul domnului profesor Bia pentru prezentarea acestui proiect. Începem cu acest proiect. Sau lăsăm la diverse, cum pot arăți? La diverse, lăsăm la diverse. Luăm în ordine, nu? Luăm în ordine atunci. Iertați. Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind actualizarea statutului de funcțiune a aparatului de specialitate a primarului Comunei Poliu, cât și alte funcții din cadrul administrației publice locale. Dacă doamna secretară, dacă îmi permiteți, este vorba de actualizarea statului de funcții, din motiv că anul ăsta au fost câteva promovări, au fost funcții care s-au eliberat, au fost angajări, adică angajare, și din motivul ăsta trebuie să actualizăm statul de funcții. Am prezentat în comisie la dumneavoastră, adică am făcut o statul de funcții, vreau să-mi da. Da, da, da. Dacă aveți întrebări, privința asta sau la dispoziție. Dacă sunt întrebări, și vă răspund. Și în ceea ce privește proiectul meu de hotărâre, vreau să vă răspund că în momentul în care v-am convocat și mi-am spus de el, am zis, vă aștept cu un raport ca să pot să-l prind în... Eu în baza unui raport pot să prind în ordine de zi. Dacă nu ați venit decât astăzi cu el după ce a fost făcut, nu e nicio problemă. S-a prins astăzi. Nu am specificat. Da, eu v-am spus de când v-am convocat. Cu el, cu el, v-am zis, aștept măcar cu o zi înainte. Da, asta. Deci, ce să înțelegem? Nu se ia în considerație? Ba da, asta m-a spus. Mi l-ați adus astăzi, astăzi să-l punem. Da, dar eu de la ședința precedentă am spus să eu trebuie să fac un proiect de hotărâre. Cum vreați să fac proiect de hotărâre dacă nu aveam niciun material? Sumare v-am dat de atunci. Doar titlul și câteva date, trebuie să văd o bază legală, o sursă de finanțare. Date, aceleași date le-am menționat în desfășurător. Tocmai le-ați menționat. Deci o sursă de finanțare, când cer deci ceva, nu știu sursă de finanțare. Nimic deosebit față ceea ce v-am dat atunci. Dacă la punctul 1 mai sunt probleme în discuții. Dacă nu mai sunt, trecem la punctul 2. Da, am pus la vot. Punctul 1. Da, s-a spus la vot. S-am spus la vot, punctul 1. Trecem la punctul 2. Mai votați o dată punctul 1. Dacă punctul 1, mă supunem o dată la vot. Pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține cineva? Nu. Nu la punctul 2... Punctul 2. Vă prezint eu situația. Rectificarea bugetară. Da, vă prezint situația. Avem o rectificare de bugetară și acum am de adus din excedent suma de 20.000 de lei pentru centrală, grădiniță și primărie sediu vechi. 2.110.000
cofinanțare Buldo, jumătate la preț pe care l-au pus pe gal, jumătate noi, jumătate este pentru un proiect pe gal. Suplimentare subvenție încălzire pentru la persoanele VMG, pentru că așa se face, 69.000 de lei. Din veniturile bugetului local încasate peste planificarea inițială, propunem suplimentarea cheltuielilor astfel, aici pentru sărbătorile de iarnă 35.000 de lei. E cam cu 20, nu, în termen vechi, 33 a fost anul trecut, anul ăsta este 35. Și 5.000 de lei pentru comemorarea generalului Nicolae Șova, o acțiune pe care o vom face pe data de 6 noiembrie, pentru că pe 8 este ziua generalului și o să aveți și câteva activități mai încolo, adică imediat după asta, ceea ce va ține de această acțiune. Dacă sunteți de acord. Supun la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? În unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea compartimentului de servire al Comunei Podri prin achiziționarea unui buldo excavator. Deja am spus la punctul 2 care este, am pus suma care ne revine nouă. Prea multe detalii nu o să dau pentru că știți și dumneavoastră că ne descurcăm foarte greu cu utilajul care avem și atunci tot trebuie să luăm alte utilaje. Și am zis că atâta timp cât este pe un proiect european și atâta timp cât putem face și această achiziție, cred că este binevenit. Vă mulțumesc. O întrebare. Achiziția Buldo este tot secunea sau? Nu, nou. Este prin fonduri europene? Nu, nou. Supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos pentru... Se abține cineva? Potrivă? Nu. Deci, în unanimitate sunt. Acum, la punctul 4... 4. Privind conferirea titlului de cetățean de onoare al domnului general post-mortem. Dacă voie să vă spun un lucru, dacă vreți ca să ne mai și restrângem așa ca și timp, pentru că nu cred că nimeni am vrea să doarmă aici, am să cuplăm un pic punctul 4 de acolo, că avem cu punctul 10, da? Ca să știm, da? Cu ce vorbim despre acțiunea de pe 6, da? Oferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem, generalului Nicolae Șova. Sunt, cred că, foarte multe cuvinte de spus despre acest lucru. Dumneavoastră știți foarte bine că au fost ani de zile în care s-au făcut aceste activități. Am zis că pe data de 6, în prezența dumneavoastră, bineînțeles, vom oferi unei rude sau o să vedem cum acest titlu de cetățean de onoare, cred că este una dintre cele mai înalte distincții care s-ar putea da cuiva care a fost aici, în Comuna Poduș și născut aici. Nu știu cât de multe alte cuvinte putem spune, date sau astea majoritatea le știm, dar faptul că noi călcăm pe acest pământ pe care a călcat generalul erou al țării noastre și prin asta, nu știu, ne face mândri să spun așa că este aici și când spune generalul Nicolae Șova, este cunoscut în toată țara, cred că cu mândrie putem să oferim, cel puțin eu, cu mândrie pot să am inițiat acest proiect pentru conferirea acestui titlu de cetățean de onoare și totodată am pus suma aceea de 5.000 de lei pentru diverse lucruri care se întâmplă atunci în jurul acestei acțiuni, pentru că sunt niște cheltuieli care se fac pentru invitați, pentru ce se pune în piept, pentru mai multe lucruri. Cine o să vrea la dispoziție factura să vadă ce este, fără niciun fel de problemă, vă pun la dispoziție. Vă mulțumesc frumos! Deci, ce să înțelege? Conferirea titlului acesta de cetățean de onoare, da, la punctul 4, da, îl cumulăm cu punctul 10, da? Și da, supunem, da, la vot. Da, da, supunem, da, la vot. Cine este pentru? Dați-mi voie să spun și, da, eu câteva cuvinte. Poftiți. Într-o totul de acord cu inițiativa doamnei primar, referitor la conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem al Comunei Poduri, generalul Nicolae Șova. Dragi consilieri, să știți că am trecut și eu și colegii mei, cadre didactice,
prin momente înălțătoare atunci când școala din centru, cu invitați de la București, de la Muzeul de Istorie a României, cu invitați din partea armatei, au declarat ca inițiativa profesorului, regretatului profesor de istorie Bujor Alexe, școala să poarte numele generalului erou Nicolae Șova. La fel o stradă din Moinești și o stradă din Bacău. Aceleași înalte simțăminte le retrăiesc astăzi când vorbesc și pe data de când doamna primar a spus că vom aniversa generalul în noiembrie, pe 6, dacă reținu bine, generalul Șova e născut în 9 noiembrie 1885 în satul Rusăiești, într-o familie modestă, într-o familie cu mulți copii, a crescut și primii 5 ani de școlarizare i-a făcut în satul natal. Deci pe undeva mă duc cu gândul și la cronologia aceasta istorică în timp legată de generalul Șova. Prin câte a trecut generalul Șova, ca fiind eliberatorul Budapestei? Sunt convins că dumneavoastră știți multe lucruri despre generalul Șova. Atunci când s-a dat denumirea școlii general Nicolae Șova, s-a editat și o carte legată de generalul Șova, care cred că se află în biblioteca comunală sau la familie, sau mult din dumneavoastră poate o aveți. Sunt lucruri care te răscolesc, lucruri de care nu trebuie să le uităm niciodată. A murit într-un crunt, într-o cruntă boală, suferind de Parkinson, la Aiud, în temnița fiind în acea temniță care ne e greu să o și pronunțăm. Bineînțeles că generalul Șova, după moartea generalului Șova, a urmat și alte și alte activități dedicate marelui general erou. Întru totul de acord, doamna primar, cu inițiativa dumneavoastră, cu activitatea din 6 noiembrie și sunt ferm convins că va fi o reușită totală. O să avem un safir de seamă. Eu aș propune că această conferire de cetățean de onoare post-mortem, chiar dacă va fi dată unuia din familia șovenilor, să fie înștiințat persoana respectivă, că atunci când va fi gata muzeul satului, în care cred că o să avem și un colțișor legat de generalul Șova, să doneze muzeului în perfectă stare și acest titlu de onoare acordat de noi astăzi. Mulțumesc! Da, mulțumim! Dacă mai sunt și alte probleme sau propuneri legate de punctul 4 și 10. Dacă nu mai sunt, trecem mai departe la punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mihalache Eugenia, inițiatoarea. Doamna secretară. Este doamna Mihalache Eugenia, care a depus la noi o cerere să o ajutăm, deoarece soțul este bolnav de cancer. Între timp, soțul a decedat săptămâna asta și, bineînțeles, că are nevoie de ajutor, că, na, cu mormântarea, cu toate, avocatele, asta nu m-a spital. Dar cine e doamna asta, Mihalache? Nu vei cine de acolo, din anul noi. Dacă vreți, n-am, cât am letinul. Nu trebuie ceva de mormântare. N-am înțeles. Mai spune-ți, oare, sper să știu ce o ai. Debandare totală, să am închis subiectul. Uitați aici fotografia. Când au avut bani, nu s-au gândit. Bă, când ăla-i bolnav, când ăla-i bolnav, și nu mai vreau spart, când vreau spart. Nu mai intru în detalii, poate să aude și zici că am avut grijă. Trebuie să știm și noi, spune așa. Dacă nu știm... Domnul Dumnezeu. Doamna primară... Fata, ce vreau să spune? Dar nu l-am luat. Da. De bandare?
legat de... Ai debandat? Legat de punctul 5. Da, doamna Mihalache a venit și mi-a cerut ajutorul. Doamna, din drept când mi-a cerut ajutorul, trăia... trăia... trăia soțul atunci. Într-adevăr, l-a dus la un centru de ăsta paliativ, acolo cheltuielile foarte mari, așa, și nu pot spus, domnule, și lucrez, mă mai ajută și copiii, mi-a spus, chiar mi-a spus. Nu, nu mai am cu ce să-l, nu mai am pur și simplu cu ce să-l ajut și cu ce să-l țin. Și acum, când a venit și a depus asta, a murit omul și a zis că să rămân așa, să-i dăm 10 milioane pentru mormântare. Dacă... Antevenituri în familie mai există? Eu am o părere, următoarea părere. Un om care vine și ne cere ceva, ori are extraordinar de mult tupeu și are și mult una dintre astea, ori într-adevăr chiar are nevoie și a ajuns la disperare. Deci astea sunt două, asta e balanța la mine. Deci ori are cu ce să trețânzi așa și mai vine și aici ca să mai ceară ceva, ori are, v-am spus, ori are într-adevăr o problemă când au ajuns cuțitul la os. Mor de joi, da, de săptămână. Păi dar nu, n-am putut, i-am spus, pentru că a venit într-adevăr joi, atunci au venit. Dar am spus, domne, noi avem ședința tocmai, eu nu pot să-ți dau fără ședință. Deci e de mult asta, dar nu pot ședință de ce să fac. Nu poate să-l scoate, dar mor, că n-are bani să-l scoate, poate, sau din mormântare. Nu, din mormântare. Dar nu, când l-a dus la capelă, la locăcești, nu l-a dus la noi, acolo, la unde stă el. Ceva este, mi-e bine. Mi-a văzut, nu mă interesa, nu am nimic. Fii bine, m-a atacat și eu nu-s de acord aici. A, am înțeles. Domnul... Spune că se teme să mai discute, pentru că de regulă ce se discută în ședință, de, ce se discută, se aude, se aude. Ședință se aude, sigur. Și era un Dumnezeu. Da. O ședință nu e secretă, ce secret? Supunem la vot atunci. Da. Cine e pentru? Haideți să vedem că sunteți pentru. Ba, domnul Neli, nu sunteți de acord? Nu ridicam mâna. Nu, nici domnul Patrick nu poate... Mă abțin, nu cunosc deloc familia, deci abțin, vreau nu cunosc. Mai bine tăceam de gură că filozof. Nu cunosc. Deci o abținere. Trei voturi împotrivă. Bine, au făcut. Da. Cu toți, cu și 12 pentru. Eu la fine eu. Mulți am votat pentru că noi am votat majoritatea suntem de bună credință și exact. Nu știm. Așa eu practic nu cunosc. Nu cunosc dificil indiferent. Eu sunt foarte dificil numai faptul că e bolnav de cancer, a fost și bai de steaua lui. Domnul Costel Starpară. Deci votul s-a dus, dar nu, Negula, nu trebuie să te ferești de fapt. Deci să ne spunem părerea, pentru că tu ești cel în temă care știi tu ce-i vorba. Nu trebuie să-ți spun. Deci, bă, eu dacă sunt și cunoștere, asta îmi spun. Nu mi-asum ceea ce spun. Domnule, și eu mi-asum. Dar sunt niște oameni care după aia am eu remușcări. Că așa o sări la băiatul meu, că la fată îi tai urechile, că am avut niște convergenți la prins în magazin. Și îi tai urechile fete, că nu știu ce. Și de asta n-aș vrea să mai aud. Da, și după aia mai aud și așa. Noi mai judecăm și noi. Nu, Doamne ferește, nu. Dar haideți, eu zici mai bine, domn președinte, să trecem de subiectul ăsta ca să nu analizăm și deci, nu... Deci s-a supus la vot, s-a aprobat, așa că trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10-7-2000 privind însușirea inventarul domeniului public al Comunei Podere. Aici dacă... e vorba despre, știți că e extinderea de apă de la Hornet, pentru ca să putem să o facem trebuie intabulat acest drum, pentru că nu era intabulat și pentru documente ne trebuie să-l intabulăm. Aici e mai mult de documente decât nu e ceva, da. Dacă mai sunt și alte intervenții, supunem la vot atunci. Punctul 6. Cine este pentru?
Se abține cineva împotrivă? Deci în unanimitate s-a aprobat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și analiza cost-beneficiu pentru proiectul eficientizarea consumului de energie termică și folosirea energiei geotermale la clădiri publice din Comuna Polului. Doamna secretară. Domnul Abaviu, Este vorba despre aprobarea studiului de fezabilitate și analiza cost-beneficiu. A fost discuția și în ședință de anterioare cu pompele de căldură. Pe scurt, ce zicem, avem posibilitatea să accesăm 40 milioane, deci din care partea noastră e 1,5 miliarde. Adică eu am purtat discuții și cu specialiști în, privind soluția concretă de multe modele de pompe de căldură. Și mergem în continuare, dacă avem zilul dumneavoastră. Doamna... Dacă mai sunt probleme, doamna primar. Nu, nu sunt probleme, dar băieții ăștia doi sunt modești, și el și eu, Mitrel. Și vă spun de ce, pentru că acest proiect pe care vedeți dumneavoastră că am putea să obținem acești bani de 43 de miliarde, cred că este primul prin Moldova, dacă nu mă înșel, pentru, să nu zic, primul din țară. Deci suntem, să zic, comuna noastră, dacă va accesa într-adevăr și dacă această sumă va veni aici, este prima din țară care accesează pentru școli și pentru, suntem ca un fel de pioniere acestui proiect și cred că merită, după părerea mea, felicitări, pentru că aceste lucruri, în ceea ce privește aceste pompe de încălzire, tot ce privește celulele, voltaice, astea sunt noutăți în domeniul energiei și atunci cred că o să avem și o eficacitate a acestui proiect, o eficacitate bănească. Că de fapt asta e ideea, să faci niște lucruri prin care să obții niște economii pentru comun, cât se poate. Mai ales dacă, încă o dată spun, dacă sunt bani europeni și asta e un lucru minunat. Mulțumesc, asta chiar la 100%. Da. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Punctul 7. Cine este pentru? Se abține împotrivă cineva? Votat în unanimitate. Trecem mai departe la punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Comunei Podări. Am să debutez eu discuția legată de stemă. Da. Știu că domnul Ababi mă va susține. Domnia sa a fost și la ședința de lună trecută, în care, alături de doamna primar, domnul Ababi, subsemnatul, doamna profesoară Grigora Șelena, domnul profesor dr. Rusei, doamna profesoară Ondu și nu știu dacă doamna secretară, domnul viceprimar Gheorghe Tristu. Am luat în dezbatere, dragi consilieri, tot ce este mai serios legat de stema și sigiliul Comunei Podului. Am prezentat toate variantele posibile, iar gândul dumneavoastră și al nostru, dacă mai țineți minte la ședința trecută, în care să includem ceva din descoperirile arheologice ale sitului arheologic Ghindaru Poduri, cu renume mondial, noi am propus atunci, dacă vă aduceți aminte, zeițele de la poduri, de renume mondial. Dar doamna profesoară Grigoraș a venit cu o părere extraordinară, ce toți colegii au subscris la ea, ca să fie inclusă amfora. Amfora care a fost descoperită tot pe în situl arheologic Ghindaru. Amfora aceasta la Muzeul Național este poleită în aur și spunem că este reproducerea amforei din epoca cucuteniană găsită pe teritoriul Comunei Poduri și atestă vechimea civilizației de pe meleagurile podurene, dar simbolizează și faptul că podurenii se consideră depozitare virtuților și măreții înaintașilor.
aceste cuvinte au fost scrise din suflet de domnul Ababe atunci când a precizat aceste trei variante. Domnul Ababe și stimată conducerea Comunei Podul, doamna primar, comisia în totalitatea ei a aprobat varianta numărul 3, în care este inclusă și amfora cucuteniană descoperită la șantierul arheologic Ghindaru, ca fiind un simbol al trecerii prin generații a comunităților podurene și a înaintașilor noștri. Asta referitor la epoca cucuteniană și la tot ce am discutat legat de sigla. E adevărat că a fost și varianta la ședință, nu vă pot ascunde, ca alături de acest pod de aici, cu cele 7 sate aferente, acesta să fie dus în partea de jos, iar amfora sus. Ei, a rămas varianta cu amfora jos din consultațiile cu specialiști în domeniu. E adevărat că a mai fost și o propunere la comisie, care de asemenea nu vă ascund, ca această microcetate de sus aici, să o numim, cu aceste creneluri, era mult mai eficace, ziceau domnii consilieri, să fie inclusă cea mai frumoasă biserică din Comuna Podur, că avem foarte multe și suntem un sat credincios, în loc de acest lucru. Rămâne ca dumneavoastră să hotărâți. Eu v-am prezentat varianta aprobată în comisie și respectiv în discuția de lunea trecută. O singură completare, că e greu să mai găsesc ceva de spus în plus după ce vorbim domnul Bia. Credelurile sunt după același model pentru toate sistemele localității. E modelul dat prin hotărâri din guvern. Credelul este un credel pentru comună, 3 credeluri pentru oraș, 5 pentru municipii, 7 municipii din reședință de județ, 9 pentru capitala României. Acolo nu avem cum să umblăm în niciun fel. În rest, mulțumesc pentru aport, pentru contribuții și doamnei profesor din oraș, doamnei profesor Omnu, domnului Rusei, domnului Bia, care m-a susținut și a venit cu amănuntii noi și bunii. Sperăm să la sentimentul dumneavoastră nu apropiere. Să dea Dumnezeu bine alături de această stemă și sigiliu al Comunei Podului. Dacă mai sunt și alte discuții. Varianta 3. Bine, varianta 3, da. Deci, suprem la vot. Varianta. Asta este varianta 3. Deci, specificăm varianta 3? Da, da. Supunem da. La vot cine este pentru varianta 3. Da, e bine, se aplaudăm. Se abține cineva împotrivă? Nu. Pentru că nu, este un moment important pentru Comuna Podului, chiar dacă e un moment, să nu spunem de asta, economic, bănesc, sau este un moment de suflet și cred că de asta l-am aplaudat. Și cred că s-a depus și suflet, s-a depus și inteligență, s-a depus și, și în afară de asta s-a făcut așa și o înfrățire a noastră asupra temei astea, de ăștia care ne mai contrăm uneori. Și așa că s-a ajuns, știți că așa e când vin mai multe capete, atunci ies lucrurile mai bune, așa că vă aplaud pe toți care au contribuit la acest lucru. Să-i transmitem și noi mulțumim doamnei Grigoraș pentru faptul că a adus acest aport pentru această stemă, pentru că este unul foarte frumos. Și vă mulțumesc tuturor pentru că astăzi ați votat acest lucru și chiar mă mândresc pentru că se face acest lucru acum. Și vă spun din inimă că îi mulțumesc pentru că de fapt ideea nu a fost a mea, a fost a domnului Ababe și mulțumesc pentru că el întotdeauna este foarte bine informat, nu vorbește niciodată pe lângă lege sau chiar știe foarte bine ce spune și de asta este și astăzi aici pentru a vedea și a și aplauda și vă mulțumesc încă o dată și vă aplaud eu personal pe dumneavoastră pentru că ați făcut acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, de acord, am votat și eu pentru varianta 3.
Nu era o propunere făcută cu o cupolă de biserică sau o biserică, pentru că suntem comuna cu cele mai multe biserici ortodoxe din zonă. Aveam 11 da. Plus 3 pe vechi, avem 14 comune. Știți cum comune, era și prea îngrămădit, la un moment dat s-au gândit că e prea aglomerat, că și s-a era, pus... Era un simbol specific comunii noastre, o cupolă de biserică. Crucea lui Sfântul Andrei avem, este... Avem două biserici, biserica la Rusăiești, da, cea mai veche pe vremea lui Ștefan cel Mare, da. Și Prohozeștiu. Da, da, da. Și mai vechi. Era ceva da. Specific. În sfârșit, e bine și așa. Trecem la... Am pus la vot. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 de lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun, precum și organizarea sărbătorilor de iarnă. Da, nu este prima dată. Este un proiect care de ani de zi, de încât de când era domnul Iscu, inițiat de atunci. Pentru copii, cadourile de Crăciun, pentru cei care vin aici de uratul, cu ursul, cu, știți că fiecare an se practică la noi acest lucru și de aceea, dacă sunteți de acord să facem aceste lucruri, cine este pentru, adică să punem la vot. Da. Mai sunt probleme de discutat? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Nu. Depășim punctul 10 pentru că s-a discutat și am pus și la vot. Punctul 10. Supunem la vot, nu? Da, supuneți la vot și punctul 10, ca să fie noi, să fie corect, dar am vorbit de el la punctul 4. Da, m-am asociat cu punctul 4, dar am întrebat dacă se pune separat. Cine este pentru vot? Punctul 10. Se abțineți? O pune cineva? Nu. Trecem la diverse, punctul 11, și dăm cuvântul domnului profesor Bia pentru a prezenta acel proiect care... Dacă am trecut la diverse, vă rog. Da. Dacă am trecut la diverse... Nu, este, n-am trecut la diverse, e proiectul. E proiectul care am zis să discutăm la diverse, da. Eu v-aș ruga frumos în câteva minute, o să fac câteva spicuiri din ceea ce am dezbătut pe larg în comisia noastră, Comisia de Învățământ, Sănătate, Culte, Cultură, Protecția Mediului, Servicii, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, la care colegii mei și-au spus părerea printre dâns și domnul consilier Neliscu, domnul Ovidiu, doamna consilier Marlena Scorțeanu și parcă proiectul acesta trebuie pus în aplicare cu sau fără resurse financiare. Despre ce este vorba? Se intitulează sugestiv să păstrăm ce mai avem. Vedeți dumneavoastră că tot ce a fost în trecut, mulți dintre noi spun ce a fost s-a dus, ce va fi pe viitor, ori nu e adevărat. Să prețuim trecutul și să construim, să clădim viitorul. Acest proiect, să păstrăm ce mai avem, la care inițiator este domnul profesor Grigoraș Vasile, consilier local, asociat cu domnul viceprimar Iscu Gheorghe și consilieri Patrick Ionorică, Nistoreanu Neculai, printre care și subsemnatul, pot să mă înscriu pentru că este un proiect extraordinar, vizează lungimea unui an noiembrie 2018, noiembrie 2019. Am să sar peste argumente și peste alte lucruri, doar scopul proiectului. Eliminarea barierelor de comunicare între generații și categorii sociale. Să ne apropiem tinerii, să ne apropiem noi cei în vârstă mai mult de tineri, ca ei să prețuiască tot ce este vechi construit în comuna noastră și să transmită generațiilor viitoare. Cunoașterea trecutului localității sub toate aspectele, previziuni ale dezvoltării comunei, ce mi-ar fi mie extraordinar și dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, să vedem în sala Cămânului Cultural adunați foarte mulți tineri care să o asculte pe doamna primar cu proiecte de viitor, să-i asculte pe foștii primari
Gheorghe Țiescu, domnul primar Dobrovăț, domnul Ionică Starparu, Jan Iscu, Virginica Balaban și alții, ce au realizat domniile lor în perioada respectivă, ce gânduri de viitor au. Ar fi un lucru extraordinar. De asemenea, păstrarea identității și învățarea corectă a limbii române. Foarte mult specim limba română și gramatical și prin viu grai, prin comunicarea prin viu grai, atât de grai, atât de dulce și de moldovenesc, cum au venit musafirii din Moldova, mai țineți minte, dânsii îi recunoști dintr-o mie. De asemenea, cunoașterea obiceiilor, tradițiilor locale autentice pentru a fi transmise corect generațiilor viitoare. Și aici s-a strecurat următoarea idee. Până când vom avea gata muzeul? Că durează, asta suntem cu toții conștienți. Dar dacă găsim costume naționale autentice, dacă găsim de la meșteșugare de altă dată, anumite unelte, scule, n-ar fi rău să facem niște panouri de expoziție, fie în sala Căminului Cultural, fie aici la noi, pentru că mulți dintre noi s-au uitat și pe acea ie care a purtat-o străbunica lui la horă în sat. De asemenea, cunoașterea tradițiilor de viață și muncă și luptă și atât ce înseamnă românism în condițiile globalizării, atât de multă vehiculată globalizare, cu ocazia unor întâlniri cu tinerii care lucrează în țări din Uniunea Europeană. Mi-ar place să-i ascult pe tinerii noștri care lucrează în străinătate. S-a auzit poate și pe fiică mea, pe Cătălina, zicând cât de greu i-a fost la început și cum sunt tratați românii noștri peste hotare ca niște, hai să punem ghilimele, nu sclav. Dar folosiți dumneavoastră ce termen vreți pentru o brumă de euro care, culmea, îi aduc euro în țară pentru dezvoltarea țărilor și a localităților. Îi investesc. Acest lucru și acest proiect mi se pare extraordinar pentru că cercetarea și documentarea în despre arhivele localității în arhivele județene și naționale, colaborarea cu diverse persoane, și aici fac o paranteză, ce mult ar fi să avem o întâlnire cu fiii satului, să le prezentăm comuna noastră astăzi și nu în trecut cum o știau ei, cu păraile care nu erau gabionate, cu șosele neasfaltate, să le zicem, atât am putut până în prezent. Ce vom face pe viitor? Astea sunt proiectele noastre, ne mai sprijiniți și dumneavoastră. Câți din dumneavoastră știți că fibra optică în comuna Poduri, telefonia automată, a fost realizată cu sprijinul elevului meu și consăteanului nostru, Mircea Șova, băiatul învățătorului Șova Costache și a doamnei Dina Filă, țărâna ușoară, învățători renumiți în comuna Poduri. El a dat fibra optică fără prea multe comentarii. Da, domnule, fac pentru comuna natală, alături de alte comune din județ. De ce nu spunem că tot ce înseamnă DG 117, o contribuție a avut și domnul președinte Benea în discuția cu domnul primar, când domnul Dobrovăț era primar, și în discuția care a avut-o acum cu doamna primar Diana Narcisa, respectiv în orice ședință, un om comunicativ. Dar cu cine? Nu te poți întâlni permanent cu Benea, ci mă întâlnesc permanent cu elevul meu, cu Petruț Patrichi, care a lucrat și lucrează la Consiliul Județean. Băi, Petruț, pune-mă și în reparații capitale DG 117. Vedeți dumneavoastră că se asfaltează bucățica asta care a mai rămas de la, cum se cheamă, de la Bucșești până la familia Sârghi, aici sus, la vechiul Costa Magazia aceea pe urmă.
Și de asta spun, uitați ce frumos zice aici. Cu așa, cercetare și documentare în arhivele naționale, colaborarea cu diferite persoane, cu specialiști pentru a realiza ce? Un album ilustrativ, documentar, Poduri 600. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Poduri 600 de la 1419, cum este datată, domnul Vasilică, mă ajutați, școala Prozești. Dar dacă... Satul Prozești. Dar dacă ne gândim mai demult, legați de generalul Șova, că a făcut 5 ani în școala satului natal, nu poate fi alta decât ori școala Prozești, ori școala Brănești. Sau alte lucruri. Datarea aceasta, mi-am notat eu aici, datarea aceasta de comuna, atenție, Podurile e dincolo de 1800, 1800 și ceva, greșesc, da, domnul, da, Gregoraș? Până în 1820. Deci, și grupurile țintă care sunt oameni buni? O să ziceți, suntem noi consiliere, dar noi știm lucrurile. Nu, domnule, sunt elevii de la școala noastră, musafirii care ne vizitează comuna, elevii din liceu și, de ce nu, mulți din tineretul zilor noastre care au uitat complet de anumite lucruri. E adevărat că la resursele umane ar trebui să contribuim cu toții la aceste lucruri. Și cadrele didactice, și elevii, și etnografii, și muzeografii, și arheologii. Toți cei care pot să pună umărul la realizarea acestor, hai să zicem, nu necesități, lucru care iese din acest proiect, ce vizează și se încadrează în legea 350, încă din anul 2015, așa cum spune autorul proiectului, eu zic că dumneavoastră ar fi bine să-l priviți cu ochi buni, și de asemenea să vă aduceți contribuția la acest proiect. Mulțumesc! Mulțumim, dacă sunt probleme și discuții. Domnul Costel, stau. Tot de acord cu ceva, domnul profesor Bia, la unul dintre puncte, vis-a-vis de materiale pentru viitorul muzeu, este un lucru bun. Ar trebui începută colectarea de obiecte, pentru că la momentul înființării muzeului sunt stăm pe loc. Și cu ocazia asta, cum a făcut și cu situl arheologic, pentru că atunci, la vremea respectivă, domnul profesor Bujor Alex a spus, aduceți de acasă și vedeți voi mai deosebit. Și unul dintre copiii de Rusești a venit cu un silex. Deci, un topo din piatru. Da. Atunci, așa s-a descoperit situl. Deci, acum ar putea să descoperi multe obiecte valoroase, care lumea ne și nu știu cum sunt de prețuit. Mulțumim. Dar acum mai sunt și eu. Discuții. Punem la aprobare, la vot, proiectul acesta, dacă cine este pentru. Împotrivă? S-a abținut cineva? Dacă mai sunt și alte probleme. La diverse, nu la primar. N-am probleme, dar vreau să chem, cum să zic eu, într-un ton mai frumos, așa, mai optimist. Am să spun și eu câteva cuvinte despre proiectul acesta, pentru că e normal că sunt întru totul de acord. Sunt întru totul de acord să facem muzeul. Știți că deja au fost făcute prime. S-a făcut prima etapă, s-au cerut bani de la guvern, o să așteptăm să vedem până în anul viitor care este șansa să-l putem face. În cazul în care pozitiv să nu fie acordat bani pentru el, nu suntem noi, nimeni, nu știu cine, ca să ne dea bani numai nou. O să spun așa, că va fi făcut 100% și chiar dacă va fi să punem bani din buget, va fi un lucru care va rămâne aici în comună și care acum nu știu exact cât de mult turism, ca să spunem așa, va fi
la acest muzeu sau nu. Dar ar fi bine ca implicând școala și tinerii să nu-și uite trecutul. Cred că asta este cel mai important, pentru că atunci când pleacă unde pleacă în lumea asta, să aibă niște cuvinte frumoase de spus despre ceea ce se întâmplă aici. Eu apreciez faptul că v-ați gândit la chestia asta cu acest proiect. Nu știu acum cât de mult implică din punct de vedere financiar persoane, văd că este mai mult din punct de vedere uman acest proiect. Prin persoanele pe care noi le avem la UNICEF, care sunt foarte implicate în ceea ce fac, să știți că se propagă o parte din aceste lucruri pe care le-a scris în proiect, ca drept dovadă dacă și aceste proiecte pe care astăzi dumneavoastră le-ați, pe care astăzi le-ați aprobat și cu STEMA și cu generalul Nicolae Șova, fac parte tot din noi, fac parte tot din trecutul nostru, fac parte și din viitor și cred că de asta am și acordat aceste aplauze. Ce aș vrea să vă mai spun, că am zis că să încheiem într-un ton așa frumos, astăzi este, nu astăzi, pardon, am putea să sărbătorim astăzi, avem trei care sărbătoriți acestei luni și pentru că sunt trei deja, numărul e foarte mare și aș vrea să le spunem la mulți ani, toți consilierii, domnul profesor Bia a fost ziua dumnealui, în aceeași zi cu Cristina și cu, și cu Mariana și acum nu prea mă țin eu de zodi, așa, dar mi se potrivește foarte mult terminul ăsta de balanță. Sunteți oameni echilibrați, oameni muncitori, toată lumea în ceea ce privește, Cătălin, și tu? Nu, de ce? Știu că tu ești săgetător, dacă... Da, prima da. Așa că eu le spun la mulți ani să fie sănătoși, să-și crească nepoții, să-și crească copiii, să-și facă tot așa cu drag activitățile pe care le au. Domnul Bia are activități, celelalte două persoane la servici. Sunt convinsă că undeva acolo în sufletul lor așteptau acest lucru, pentru că așa și este frumos și este și creștinește și așa este și colegial. La mulți ani, încă o dată, tuturor să fiți sănătoși. Asta e important din partea la toți consilierii, ca să fim așa. Acum, domn Grigoraș, de 8 octombrie? Da. Dar nu cred că sunteți balanți, cred că scorpion. De ce dată? După vreau să evit discuția asta, nu. Asta, după părerea noastră, e posibil să fie așa, dar sunt tot balanță și sunt începător de balanță, pentru că sunt pe 1 octombrie născut. Dar noi suntem la final. Eu felicit pe cei care i-ați propus. Dar la mulți ani și dumneavoastră chiar n-a știut. Că nu era problemă, Doamne Ferești. Cine de la mulți ani și de Doamne Ferești, eu vă spun, nu-i problemă. Ci între, și mai greu. Așa se întâmplă cu orice ocazie. Și noi mulțumim respectuos și eu și Madlena și doamna secretară și domn Vasilică, dar să nu uităm, oameni buni, că astăzi este și ziua Armatei Române. La mulți ani, armata noastră română. Uitați că trebuie să vadă și acum fac legătura, nu neapărat fiind astăzi, uitați, să putem spune că am sărbătorit așa într-un... nu știu, național, creștinești, dacă astăzi am conferit titlul de cetățean de onoare post-mortem domnului general Nicolae Șoca, cred că ne-am împlinit misiunea pentru mulți ani de acum, când ziua armatei s-a sărbătorit, nu s-a sărbătorit, dar cred că astăzi este un lucru mai mult decât bine pus la punct. Așa s-a întâmplat, nu chiar asta a fost întâmplarea, că nu, da. Nici nu și chiar n-am făcut legătura. Toate aceste activități le dedicăm celor 100 de ani de la Marea Unire a Românilor. O rugăminte ce mai am luat dumneavoastră, o luna viitoare când va fi ședința, știți că ați propus să fie ultima joi. Am să vreau să-mi iau câteva zile libere și ultima joi de lună vine dinainte de... vine 1 decembrie și joia... Nu, 30 liber. 30 noiembrie liber și ar veni pe 29 ședința. Joia. Dacă sunteți de acord, o punem cu o săptămână înainte, pe 22. Da, de acord. Da, bun. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt probleme dintre astea pe care... În momentul când s-a aprobat ultima joi din ședință, s-a făcut o eroare, plus, minus, o săptămână. Da, să știți că sunt și momente... Eu mi-am amintesc pe Nu, bine, acum nu v-am spus, eu puteți să veniți la ședință.
Deci atunci, dar eu am zis că mi-au câteva am și eu dreptul la concediu. Dacă la diverse mai sunt probleme dintre astea, care sunt cu electricitatea, care mai sunt la mămăguri, care mai sunt... Nu las aici, să știți, la mine pe luați fiecare și scrie ce probleme are, că e ca să pot săptămâna viitoare să mă uit, ca să mă uit pe el și să trimitem acolo unde putem, da? Caietelul ăsta trebuie făcut ca lumea. Fiiți numerotate. Nu, ăsta pot să luăm de oricine. Nu-i. Nu, la mine în birou. Și nu dispare. Deci trebuie numerotat de pila. Stabilat? Păi da. Păi stai la lucru. Dacă la mine în birou, mai dispare. Mai dispare să facă treabă. Dar dacă tot e cineva pile din căietul ăsta, eu îi fi fila cei care ies să-și rezolvi probleme. Păi nu rezolvă. De fi fila respectiv. Nu ai scris. Doar înainte de încheiere, dacă... Da, apropo, la ziua Matei, cred că cel mai important ar fi acum ca cineva să reintroducă armata obligatorie. Cred că cei mai mulți tineri de la noi ar fi mult mai civilizați, ar fi mai aproape de satele românești, de noi, și n-ar mai pleca atât de ușor afară. Dar nu mai bine. Auzi, eu cred că dacă se pune armata, cred că pleacă toți care mai nu sunt. Mai, mai rămâne unul. Nu, problema este că dacă se face obligatorie după ce termin liceul sau după, ar fi unul foarte bun. Ca să pentru cei care au apucat și au făcut, dar cei care vin, îți spun eu că... Pentru cei, și de acum, generația care vine și va împli 18, 19, 20 de ani, iar educa mult mai bine. Și ar aduce cu picioarele pe să spui tu la niște băieți de ăștia cu de 18 ani, că-i trimis tu în armată. Nu asta. Asta a trimis. Suntem profesioniști. Mulțumim pentru participare. Încheiem pentru de astăzi.